accident grav cu victime a avut loc în data de 29 ianuarie, în apropiere de sensul giratoriu de lângă spitalul de urgență din Petroșani. O fetiță de 6 ani se afla împreună cu mama sa pe trotuar când a fost lovită de un automobil. În urma accidentului, șoferul a decedat, iar fetița a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea acestui eveniment rutier. La fața locului s-a deplasat o echipă de cercetare. În urma primelor cercetări, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr în vârstă de 29 de ani din municipiul Petroșani, în timp ce conducea un autoturism, a pătruns pe trotuarul din fața unui imobil și a acroșat o fetiță în vârstă de 6 ani care se afla pe trotuar împreună cu mama sa. Din păcate, a rezultat și o victimă, respectiv conducătorul auto a decedat. El a fost declarat decedat în ciuda eforturilor medicilor. Se pare, evenimentul rutier se pare să se fi produs din motive medicale, practic, însă aceste cauze vor fi stabilite pe parcursul anchetei. Polițiștii au întocmit în acest sens un dosar de cercetare penală. Raportul de necropsie va stabili cu exactitate cauza decesului, dacă s-a datorat unor motive medicale sau în urma impactului. Sâmbătă a fost o zi importantă pentru obștea de la Lainici. Arhimandritul Ioachim Pârvulescu, starețul mănăstirii Lainici, a oferit două fragmente din moaștele Sfântului Cuvios Irodion pentru Catedrala Națională, dar și pentru Mănăstirea Pasărea, cu binecuvântarea înalpreasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei. Delegația Patriarhiei Române a fost condusă de arhimandritul Nectarie, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, care a fost însoțit de Stavrofora Mihaela, stareț a Mănăstirii Pasărea. Ziua a început la Lainici, așa cum se întâmplă de obicei cu Sfânta Liturghie. Cine-i tale, cine-i taină, Fiul lui Dumnezeu, Pătărul Împărește, că nu voi spune vrășmașul lui Tăi, nici să luptează dacă eu, dar și ca altul, harul mărțimăție, pomenește-mă, Doamne, că mi-ai tu părăția ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. După săvârșirea Sfintei Liturghii, părintele stareț Ioachim a înmânat delegației patriarhale cele două racle cu Sfintele Moaște. Este o mare bucurie pentru Mănăstirea Lainici, pentru că în această zi s-a hotărât de Domnul ca să fie dărite particele din moaștele Sfântului Domnilor pentru Catedrala Mântuirii Neamului și, în al doilea rând, pentru Mănăstirea Pasărea de la București. Și atât ne ajungi în acest moment, nebănuit de noi, cum lucrează Dumnezeu, ca să fim noi martori acestui moment important și să contribuim și noi cu Sfântul nostru de la Lainici să fie acolo pus în Panteonul Catedralei Neamului Românesc. Mântuirii Neamul Românesc de la Patriarhia din București. Pentru noi este un moment deosebit de important. Este istoric, dar în același timp, fiecare timp prezent care a trecut, deja trece prin meta-istorie, deja trece în veșnicie. Deja acest moment îl veșnicim în această lucrare a plecării moaștelor Sfântului Ordion la Catedrala Patriarhiei. De aceea, înmânăm prea fericitului Părintele nostru. Părinte, nu omnișesc ca Sfântului Pasărea, din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, pe care o certificăm prin semnătura noastră și prin precetea Sfintei Arhiepiscopii. Părinte, nu poriște-ți la Sfântul. Maica Stareță primește acest odor de mare preț al Sfântului Iurilor din capul Sfântului.
Sfântului Rodion, care este cea mai importantă parte din corpul unui om și mai ales un om sfânt, sfânt care a trăit și a simțit Duhul Sfânt în această lucrare. Este un moment cu totul special. Ne găsim astăzi aici, în Sfânta Mănăstire Lainici, cu binecuvântarea prefericitului Părintelui nostru, Patriarh Daniel, pentru a primi două fragmente din moaștele Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru, Irodion de la Lainici. Un fragment pentru Catedrala Națională și celălalt fragment pentru Mănăstirea Pasăre. Această bucurie a fost posibilă cu înalta binecuvântare a Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, cu aprobarea înalt preasfințitului Irineu, mitropolit al Olteniei, și prin dorința și jertfa preacuvioșii sale, Părintele Arhimandrit Ioachim, care în permanență ne-a îndrumat în acest demers. La finalul ceremoniei, arhimandritul Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici, a primit din partea Patriarhului Daniel Ordinul Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul hozevit. Moaștele Sfântului Irodion, starețul de la Lainici, au fost așezate spre închinare în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena din București, racla urmând să ajungă în Catedrala Mântuirii Neamului, unde vor fi așezate moaștele tuturor sfinților români din toate timpurile. Fostul stareț al Mănăstirii Lainici, cuviosul Irodion, a fost proclamat sfânt în anul 2011. Momentul a fost unul deosebit în istoria Mănăstirii Lainici. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, însoțit de o mare parte din Sfântul Sinod, fiind la Lainici, alături de mii de credincioși, sosiți în defileul Jiului din toate colțurile țării. Vânt puternic, o viteză de peste 100 de km pe oră a fost motivul pentru care telegondola din stațiunea Straja a fost oprită din funcționare. Astfel s-au luat măsuri și împotriva unei posibile decuplări de la rețeaua de energie electrică. Datorită vântului care s-a resimțit în zona turistică Straja la peste 130 de km pe oră, la un moment dat majoritatea deținătorilor de instalații de transport pe cablu, respectiv telescaune, au oprit aceste instalații. Una din instalații până la oprire, având turiști pe această instalație, la un moment dat, datorită și a vântului și a unui releu, s-a oprit instalația, moment în care colegii de la Salvamont cu administratorul au considerat că până la punerea în funcțiune a motorului de rezervă în vederea evacuării liniei, s-a intervenit cu o scară unde s-au evacuat 2-3 scaune, nici nu știu câte, după care între timp s-a pus în funcțiune instalația și s-a evacuat toate persoanele aflate pe această instalație. Numărul de turiști nu putea să nu fie influențat de aceste condiții. În stațiune au fost undeva la 3.000 ceva de turiști. Au funcționat, în schimb, teleschiurile. Telescaunele s-au oprit și au funcționat teleschiurile. Teleschiul numărul 3 și teleschiul de pe platoul Soarelui. Dar fiind vântul foarte, foarte puternic, o mare majoritate din turiști au preferat să nu schieze, să meargă în cabană. În timpul procesului de repornire a termocentralei Paroșeni a avut loc o avarie ce a condus la probleme privind producerea necesară de energie electrică în ziua accidentului. Evenimentul respectiv poate aduce sancțiuni asupra complexului energetic Hunedoara. La momentul pornirii, o țeavă care alimenta cazanul, usudura din jurul țevei s-a desfăcut și a trebuit să oprim procedura de pornire. Am sudat țeava respectivă, după care am revenit în pornire și a funcționat normal termocentrala Paroșeni săptămâna trecută. Sunt lucruri normale care se întâmplă din cauza vechimii
termocentralei, lipse de investiții și, așa cum se întâmplă și în minerit, cu lipsă de piese, lipsă de utilaje, așa se întâmplă și la termocentrala Paroșeni, dar ne descurcăm și mergem mai departe și suntem în grafic. Administratorul complexului energetic neagă posibilitatea unor penalități datorate avariei de la termocentrală. Am cunoștințe de asemenea penalități, nu cunosc subiectul acesta, nu știu dacă vor exista asemenea penalități, sper că nu. Bugetul local al municipiului Lupeni va fi pus în dezbatere publică a bugetului local la începutul lunii februarie. Autoritățile locale au decis că pentru anul 2022 direcția principală a bugetului să fie cea destinată investițiilor. Lucrăm la bugetul local, pe data de 3 o să-l avem în dezbaterea publică, îi așteptăm pe cetățeni, așteptăm să ne trimită dorințele lor și pe adresa de e-mail la primărie municipiului Lupeni. Luăm în considerare tot ceea ce cetățenii ne spun, fiindcă ei își cunosc cel mai bine problemele din cartierele în care stau, dar cu siguranță o să facem în așa fel încât anul acesta o să avem undeva la aproximativ 40-45% din buget va fi orientat înspre investiții. Deci acesta este lucru care ne-a interesat. Aici ne dorim foarte mult să ajungem la un procent cât mai mare din bugetul total ca să fie folosit investițiilor și sunt convins că am făcut eforturi deosebit de mari față de anul trecut când am avut doar 30-30% din total a fost investiții. Acum am reușit să reducem cât am putut noi de mult alte lucruri care apar în viața de zi cu zi și să avem undeva la aproximativ 40-45% din buget să fie orientat investițiilor. Pasul Vulcan va găzdui și în acest an un concurs deschis destinat iubitorilor acestui sport. Schiorii sunt așteptați pentru a se întrece pe pârtie în cadrul competiției Cupa Pasul Vulcan. În Consiliul Local am aprobat și Cupa de Schi, care se va desfășura în Pasul Vulcan în luna februarie sau în luna martie. Încă nu am stabilit data, dar am alocat ceva bănuți pentru cupe, premii, dulciuri și tot ceea ce înseamnă organizarea. Și în funcție de vreme, în funcție de cum vor fi turiștii în Pasul Vulcan, vom anunța din timp data la care se va organiza. Vom avea cupă de schi alpin. Noutatea va fi anul acesta, vom avea și o cupă de schi de tură, practic de jos, de la gondolă până sus, vor urca pe schiuri, practic vor alerga pe schiuri până în Pasul Vulcan. Pe lângă concursurile consacrate de snowboard, sunny și atmosferă, tot ceea ce cuprinde acest eveniment.